Din cauza schimbărilor dese din învățământ, elevii au nevoie de mai mult sprijin pentru evaluarea națională, a explicat la Euronews Gina Enache, psiholog și psihoterapeut, iar Andreea Ionescu, mama unui elev de clasa 8-a și fondatoarea grupului civic Părinții Cer Schimbare, a vorbit despre presiunea pe care o simt elevii în prag de examen. Elevii au nevoie în perioada asta de sprijin din partea adulților din viața lor și atunci, în primul rând, e nevoie ca ei să aibă grijă de ei ca să poată să îi sprijine pe copii și să nu dea mai departe îngrijorările pe care le au ei și să pună presiune pe ei în perioada asta. Deci au resimțit stresul adaptărilor și readaptărilor de fiecare dată când s-au produs aceste schimbări. Într-adevăr, a fost un stres în plus pentru ei și au nevoie de și mai mult sprijin din punctul ăsta de vedere, pentru că e un context foarte diferit de cum am trăit noi, de exemplu. Sigur că emoțiile sunt mari, însă dacă e să ne gândim la părinți, încercăm să ne moderăm emoțiile și să nu le transmitem și elevilor, pentru că din punctul meu de vedere psihoemoționalul contează foarte mult în acest examen, care are o miză destul de mare pentru o vârstă atât de mică. Cu toată susținerea pe care am observat că societatea civilă a oferit-o în primele zile de grevă profesorilor, este foarte clar că este nevoie de o mărire a salariilor, pentru că nu mai meseria de profesor în ziua de astăzi nu mai este atractivă și tinerii nu mai doresc să intre în sistem. Însă impactul a fost serios din punctul meu de vedere. Nu cred că va fi cineva interesat să cuantifice serios această situație, pentru că așa s-a întâmplat și în pandemie, nu am avut vreodată care să ne spună care au fost pierderile, cât s-a recuperat, pentru că am avut niște încercări timide.